Bă, dar ce vrea mă și ăsta, că mă joc? Băi, vere! Da, mă, flacără, ce vrei, că mă jucam și eu la room? Da, lasă-mă, mă jucam și eu la un room cu Roxy, n-am voie să mă joc și eu la un room, doamne! Lasă room-ul, Gabi, haide, ești mai rapid, că am o idee tare rău de tot! Dar de ce ești afară din room? De ce am ieșit? Mă sună Flăcăriș, nu știu cine aibă vrea, că mă sună de dimineață! Da, Flăcăriș, ce e? Tibi, deci fii atent, până să zic ce idee am și ce vreau să filmăm, am pregătit un concurs pentru oamenii de acasă. Ce concurs? Deci fii atent, Tibi, vom avea 4 câștigători. Și fiecare câștigător va primi 100 de lei paysafe. Păi ești nebun, ai câștigat la loto? Nu, Cibi, dar o să avem astăzi un videoclip șmecherău de tot și m-am gândit să avem și un concurs pentru oamenii de acasă și este foarte simplu cum pot câștiga și ei. Ok, și ei ce trebuie să facă ca să câștige? Deci, Gabi, este foarte simplu. Trebuie să-mi dea mie și ție urmărire pe Instagram, au Instagramul nostru pe ecran, okay. Trebuie doar să ne dea o urmărire. Okay. Și după aia trebuie ție să-ți trimită poză că mă urmăresc pe mine, iar mie să-mi trimită poză că te urmăresc pe tine, atâta tot. Ok, și câștigătorii ce vor primi? Deci vom avea 4 câștigători în total. Tu o să alegi 2 câștigători care îți vor da ție mesaj, eu 2 câștigători care îmi vor da mie mesaj și mă vor urmări și pe mine și pe tine. Ok, și fiecare câștigă câte 100 de lei paysafe, să înțeleg. Da, fiecare câștigător câte alegem... 100 de lei paysafe. Și când alegem câștigătorii? Câștigătorii îi vom alege săptămâna viitoare, duminică vom face un videoclip în care vom anunța și câștigătorii. Peste 7 zile. Da, fix peste 7 zile de astăzi. Și Instagramul nostru l-au în descriere, adică e foarte simplu să ne dea o urmărire. Ok, bun, bun, și acum cum facem? De ce m-ai chemat în grup? Că nu înțeleg, mi-ai stricat grupul cu Roxana, mi-ai stricat room-ul, vreau și eu să mă joc și eu ca omul cu Roxana la 1v1 și m-ai scos afară din room. Bun, Gabi, deci pentru ce urmea să spună, zic eu sigur că nu ești pregătit. Niciodată nu sunt pregătit, ia zi, deci, ce vrei m-am gândit să facem o competiție de kill-uri. Flăcărici, am filmat de 10 ore, am filmat și 2v6, am filmat și 2v6 fete, am filmat și 2v4 fete. Vrei să vezi cum te fac să muțești? Ia zi. Cine pierde astăzi la competiția de kill-uri, trebuie să-i bage câștigătorului 10.000 de diamante în cont. Da, dar n-are, nu, dar nu, Flăcărici, că e prea mare riscul. Și plus de asta eu am tot ce vreau pe joc. Am tot ce vreau pe joc și e prea mare riscul ca să... Pentru ce? Ai tot ce vrei pe joc? Ce vrei tu? Vreau eu 10.000 de diamante în cont. Auzi, Flăcărici, vreau Roxana 10.000 de diamante în cont. Facem așa, Gabi, uite, facem așa, deci fii atent. Tu dacă pierzi îmi bagi mie 10.000 de diamante, iar eu dacă pierd îmi bag lui Roxana. Flăcărici, ai atâția ani de pe calculator, eu îți vai de steaua mea. Nu, că facem și mai interesant și îți dau și un avantaj ca să vezi că sunt așa, băiat bun. Fii atent. Jucăm amândoi după telefon la rank 2 vs 4. Păi, te-am mai bătut atât mai de mult la 2v4. Da, Gabi, dar astăzi jucăm pe telefon și primul meu meci după un an și jumătate și jucăm amândoi la rank competiție de kill. Mamă, și care pierde trebuie să-i dea celuilalt 10.000 de diamante. Da, 10.000 de diamante. Dar eu fii atent, dacă pierd, nu-mi bagi mie, îi bagi Roxan. Că ea vrea să ia mai multe chestii de pe joc și n-are sens să-mi bagi mie. Bun, facem așa. Ești bun, facem. Roxan, vezi că mă risc pentru tine, să-mi bat picioare. Dacă pierd challenge-ul ăsta, papi, sunt bun de plată. Facem jumătate, că fac pentru tine. Toată lumea îți dea pe butonul ăla de like, să se aboneze, foarte important, să se scrie și la concursul de pe Instagram, că este foarte simplu, aveți link-ul în descriere. Și Gabi, hai să-i dăm drumul la videoclip. Da, deci Cibi, înainte să înceapă meciul, vreau să spun două lucruri simple. Eu n-am mai jucat de un an jumate pe telefon, ăsta e primul meu meci, după un an jumate. Ok. Doi la mână, nu sari unde sar eu, deci să fii clar. Ok. Trei la mână, dacă am murit îmi dai revive, nu mă amâni pe mine, nu zici că stai așa că nu știu cum, mi-ai dat revive, da? Bă, că și mie mi se pare ceva dubios. Nu ți se pare nimic dubios, Cibi. N-ai mai jucat de pe telefonul ăla de un an jumate, ești, nu? Da, și nici se târnam. Și cum ai acceptat-o să faci un challenge pe... 10.000 de diamante, mi se pare ceva foarte dubios. Cibi, am eu tutorialele mele, am eu ale mele, dacă înțelegi. Vezi, poate te referi la tutorialele aia cu hack, să-mi bat piciorul. Lăcărit, să-mi bat piciorul, eu pot cine știe ce are ăsta pe telefon macro, acolo. Macro. Lăcărit, să-mi bat piciorul, dacă mă joc, nu-i corect. Deci dacă ai hack, să-mi bat piciorul, nu dai dublu de diamante. Și tu dacă trișezi, îmi dai 10.000 de diamante pentru fiecare greșeală făcută. Dacă vii după mine, dacă nu-mi dai... Păi stai puțin să clarificăm greșelile, zici ce greșeli dinainte. Să nu tragi de timp ca să nu-mi dai revive.
Bun, deci facem pe revive. Ok, bun. Bun, hai. Hai. Oleo, cu sper. Hai, te-am bătut. Gata, pa. Deci dacă bag în diamante în cont. Gata, hai. Lăcărici. Nu înseamnă că dacă ai și player, ai și kill-uri. Ba, o să, asta o să însemne imediat. Să vezi ce înseamnă. Acum i-am adus undeva departe foarte strategic. Vai, frații mei. De când băi, vreau să-mi iau PES-ul, că nu mi-am mai luat PES-ul și vreau să-mi acces o armă. Băi, eu nu... Dacă aș ști când vreau să-mi acces o armă, să-mi bat picioarele. Eu n-am mai băgat diamante la mine în cont de un an jumate. Dacă îți bag ție acum, hai că nu mai îți bag, că mori. Bă! A făcut kill-uri. Eu te-am mâncat să-și gura ta. Mori, flăcărici, mori! 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 Mori, bă! Mori! Are hack. Staci! Taci! Am bătut un squad! Ba, flăcăriți, să-mi bag ceva dacă n-ai hack. Ai, Gabi, mai vrei să faci challenge-uri de genul? Că mi-mi place. Doar dacă... Jimmy, mai vrei? Hai, Jimmy, să mai facem challenge-uri pe diamante! Unu mor? Hai Chibi, hai Chibi, hai Chibi, să mai facem challenge-uri. Hai Chibi Gabi, hai Chibi Gabi. Ceva nu mi se pare, ceva nu mi se pare normal, tu nu joci de un an jumate și ai făcut acum un squad, un ace. Nu contează, uite, ți-a dat unul revive, n-ai noroc. Bă! Nici mie nu mi se pare corect că și-a dat ăsta revive aici. Am luat picior, dacă mai am aer. Las că mai merg să-l omor o dată acum. Hai, 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 hai. Mor, Gibi! Aș fă cărici, m-a lăsat unul fără aer să-mi bag picior dacă a luat vreun cap. Mă, unde e ăla? Mi-am luat o armă. L-am văzut. Mamă, bă, dar nu mă așteptam, mă, să joace așa de agresiv, flăcărici, mă, scătași din gură, că nu face așa multe kill. Da, 10.000 de diamante, Gibi. Bă, dar am trecut prea tare să-mi bag piciorul, nici nu sunt pregătit. Și de când îmi doream să am 10.000 de diamante, încă n-am mai avut de mult. Ia uite! Oleu, mă, micuța mea! Oleu, Gabi, doar pe headshot. Bro, tremură mâinile pe telefon, ceva nu-i bine. Așa. Asta e capcană, flăcăriță, da. M-am picior. Da, Chibi, deci te rog frumos, până acum am 11 kill-uri, deci poți să-mi bagi diamant lichează acum. Ce? Pe bune, zi serios, cât kill-uri ai? Pe bune? Sau zicem la sfârșit? Eu zic să ne uităm la sfârșit. Ia, bă, da, tu faci kill-uri cu o mână, cu mea, doi, faci kill-uri cu o mână, să-mi bag piciorul, bro, nu mi se pare ceva normal. Chibi, tu cât e, ai măcar și tu 10 kill-uri acolo? N-am 15 momentan. Vin player, lasă că nu mai stau să-i bat, că vreau doar să supraviețuiesc până la final ca să câștig, adică nu mai îmi bat capul mai mult de atâta. Băi, dar să-mi bag piciorul, dacă am găsit un player, a fugit de mine. Ce viață tristă. Uite, vin playerii după mine, deci incredibil așa ceva. Bro, nu. Eu vreau să mai facem challenge-uri, să-mi bag picioarele. Chibi, vrei să mai facem challenge-uri? Doar dacă câștig meciul ăsta. Hai, fii atent, oricum, stai așa, că nu ți-am mai zis o regulă. Ce regulă? În videoclipul în care spargem diamantele și anunțăm și câștigătorii de la concursul trecut, mai facem un concurs pe diamante. Pentru oameni. Flăcărici, nu! Tu vrei să mă sărăcești! Da, deci în următorul clip în care o să spargem diamantele la mine pe cont, la mine pe contul meu spargem cele 10.000 de diamante, vreau să vă uitați că vă promit de acum că o să mai facem un concurs. O să-mi aduc aminte și o să vedeți că o să mai facem un concurs. Și clipul ăla... Flăcărici, mi-ai picat netul să-mi bag picior, n-am net, se întâmplă! Cumpărăți net, Chibi, opa, am player. Hai, Chibi, vă știu ceva! Eu deja mă prostesc cu ei. Aaaa! Hai mă, Chibi, ce tot atâta? Păi uite, n-am net. Acum am net. Mai tu-ți mămicuța ta de player. Mai tu-ți mămicuța ta, tot încărcătorul ți-l dau! Mori! Opa, stai. Da, frații mei, eu nu mai, nici nu mai are rost să fac kill-uri. Deci așa, deci fii atent, cu astea 12 kill-uri stau până la final de meci, uite așa stau. Puneți-mă pe story. Bă, flăcări, ce-i bunit, gen? Ce? Bă! Nu cred! De bune, bunit! Dă-mi revive! Dar ce-i bunit? Am crezut că ești la mișto! Bro! Chibi, du-te la revive, deja trișezi! Păi mă duc, dar am player. Deci vreau 10.000 de diamante pentru treaba. Uite, trage în aer băiatul ăsta, incredibil, are și hack.
Gata, gata, Cibi. Deci v-am arătat că Cibi Gabi mereu știe strișețe, deci nu mai, chiar nu mai. Bă, aici mă duc acum, dar n-aveam aparat lângă mine. Stai că am și playerii mei să mor. Da, foarte frumos, chiar mi se pare corect. Da, chiar mi se pare corect, Cibi, da. Tu îți dai seama că dacă eu mor acum, tu ai câștigat? Gen, nu vreau să mor, lasă-mă. Păi oricum și dacă nu mai faci tu încă 8 kill-uri până la final de meci. Trebuie nouă să faci, să mă și intri. Mai vedem dacă facem sau nu. Dacă fac sau nu. Și dacă eu nu-ți dau revive acum ție, ce se întâmplă? Îmi dai 20.000 de diamante. Ok, hai să dau revive. Oricum îmi dai 10.000, adică vorba aia nu mai are sens să mai... Ai, mai 14 de 2 mani, am crezut că e 3. Eu nu știu unde am murit, of, unde am murit, da. La crești, dar știi care e dezavantajul tău? Deci care? Odată ce ai murit, nu mai ai jos, cum ai jucat la început, odată ce ai murit. Ți-ai pierdut loot, ți-ai pierdut skill-ul, ți-ai pierdut tot, gata. De dacă ai hack, nu se pune, ține să-mi bapă ceva. Dacă te văd acum faci un ace cu MP-ul, nu mai mă. Lasă că o să vezi tocmai la editare după ce îmi bagi diamantele. Până atunci rămâne surpriză. Că mie oricum îmi bagi diamantele și după când îți termin filmarea, atunci poți să vezi adevărul. Nu mai flăcări să-mi bapă ceva, pun titlul, mă bag cu hacker. E, ce să faci? Clipul ăsta o să numească, mă bag cu hacker. Păi logic că sunt hacker. Și te-am lăsat ușor până acum, ca să fiu sincer cu tine. Aha. Bine, ceva, ce drept am puțin emoții, că e vorba de 500 de lei aproape și... Mi-e întrebură mâinile și telefonul mână de la început de meci. Mâine m-au luat așa acum căldurile un pic, stau să mă gândesc. Tot meci m-am gândit la chestia asta cu diamantele. Cum ar fi să pierd eu acum să-ți dau ție 10.000 de diamante și eu nu mi-am băgat diamante în cont de jumătate de an, un an eu nici Elite pe Suri nu le-am cumpărat de câteva luni. Și știi lumea? Păi nici eu nu le-am. Da, Cibi, vreau să-mi cumpăr Elite pe Su, să maxez o armă și de restul fac eu. Dau eu niște gifturi ca să vezi ce băiat bun sunt. Pregătește că mai fac acum niște gifturi. O armă atât. Ia uite-mă. Ce viață, ia de viață, bro, băi, flăcăriță, bă, piciorul. Nici de pe calculator nu făcea tech-uri, dă-o mama ei. Cibi, am secretele mele. Da, ce secret? Da, uite-mă unde stă, mă, urechiatul, mă. Băi, tot scoadă pe urechile alea să bă, piciorul. Bravo. Aaa, cu doi rock! Nu le da revive, Totul depinde de mine acum, să-mi bat picioare, dacă reușesc să fac ceva meci ăsta. Sonia. Dar degeaba, bro, că-s 3 player sus acolo pe urechile alea. Du-te-n spate la revive, bro, n-are nici... Bat picioare, dacă furi kill-ul, n-am furat kill-ul. Vezi că ești singur. Ce am văzut? Ei, oricum nu mă întregi la kill-uri, dar fac cumva. Am full squad pe urechile alea, dacă zine să crepe robotul ăla. Cibi, nu vrei să nu mai facem challenge-ul ăsta? Cibi, nu. Așa, crezi că eu acum vreau să scap, nu să mă bag cu ei. Mă, Cibi, dar am glumit, nu facem challenge pe 10.000 de diamante, am glumit. Cibi, a fost un prank, ți-am făcut prank pentru YouTube. Aaaa, la Bayer! Hai, Cibi, că ți-am făcut doar un prank, glumeam. Să mă apucă, dacă mi-au rupt la spate, acum Ana Mayer. Am făcut un prank, propun idei proaste prietenilor. Este? Da, lasă-te bătut, ieși din meci, că ăsta a fost prank. Este? Da. Uite, bă, băi, bro, zici că a vorbit cu flacăr neagă să joace așa urât, să-mi bat piciorul în ei dacă joacă frumos rolul. Numai pe case și numai pe stâlpi stau. Ce faci, măcărești, te vezi la film? Da. Îți place filmul ăsta? Dă revive! Moare, da! Moare! M-ai intimidat, lasă-mă! Mori! Mori! Pe ăștia i-am bătut eu! Cibi, te omoară! Omoară-l! Are trogor în mână, să-mi bat piciorul în trogorul lui și în viața mea dacă nu are trogor ăla. Te omoară! Te omoară! Măcărici, lasă-mă că nu mai am mers. Vezi că-ți dă două gloanțe și te-a omorât. Sparge glulul, o sparge glulul! Mori, Cibi! Gata, bro, tragi prin pereți, dă-o mă, mai nici un metru. Vezi că ai player fix lângă glul, vine peste tine. Vezi că nu ești închis, du-te la revive, dă revive repede. Cibi, du-te-și dă revive! Lasă-mă, pace să mă bat cu lumea! Cibi, du-te-și dă revive, că ai bani, deci nu, deja trișezi, să-mi bat picioarele. Dar încerc, flăcărești, dar nu vezi ce am aici. Nu mai stai să te bați cu ei, Cibi, că mai și mor și pierd după, m-am făcut degeaba atâtea kill-uri. Culcat! Foa, da!
Poate dacă mai bine unul să-mi bat piciorul, viața mea, dar mi-e frică de toți. Am consumat 5.000 de gluri aici, să moară Bibi, dacă nu știu, mai am 3. Mai are nevoie 2 kg și m-a ajuns. Pe bune, mă, câte kg-uri ai, mă? Când ai făcut toate kg-uri? Da, aveam 12 de aproape de la început. Aaaa! Nici n-am auzit jocul și l-am bătut, să-mi bat piciorul. Aaaa, flăcării, ce-s prea mulți! Mă ajungi, băi, incredibil, bă. Nu mai strișeze și ud în toate clipurile. Tot meciul am găsit player și acum au venit 7 armate pe mine de player. În toate clipurile am făcut noi, nu mai strișeze, știu, să-mi bat picioarele. Tată, carcător, am zis! Culcat! Bam, easy, no, hack. Mi l-ai furat, nu-i curat. Hai că am băgat hack-ul, ia lasă-mă că am câștigat challenge-ul. Gata, am 13 kg, nu mai ai șanse. Cel mai strâns meci din viața mea, dar nu mai fac niciun challenge dacă câștigi. Deci dacă câștigi, să știți că e regizat tot. Îmi rămâi de la pe telefon. Deci dacă câștigă, e regizat tot. Vă zic din start, e fake. Tot ce vedeți de el e fake dacă câștigă. Plăcăriți. Lasă-mă, Cibi, cu astea. Hai cu un meci, cu 10.000 de diamante, Cibi. Ia uite, dau 8 pe cap. Na, mă, na. Nu ia cap. Cap! Noc! Dă-i finish, dați finish, dați finish, dați finish. Aaaa, bă, bro, Robert, mă omor din spate, mi-a dat finish din stun. Nu mai e glu, Cibi! Spatele tău, ai squad, full squad, ai squad. S-a moart că tu ai 6 kill-uri, tu faci mișto de mine, pe bune, tu faci mișto de mine acum? Moar! Dă-i bai, dă-i bai. N-am! A murit. Să-mi bat piciorul în viața mea dacă mai avem vreo inimă, să-mi bat piciorul, tremura tot corpul. Uite-l, vere, uite și cum dă ăsta. Băi, flăcărici, ai hack? Du-te la casă, du-te la casă, stângă, stângă, mai stai așa, stai pe stânga, gen. Da, să mori, pot cum am chemat, mă, câte am. In mo... NOAAA! Să pune așa, ce mi pune meciul așa, că chiar dacă n-am câștigat? Normal, că se punea în un meci, puteai să mori din prima, nu conta. Care avea mai multe kill-uri ăla, dar nu era vorba așa! Bă, că aici nu contează win-ul, e un meci! Lasă-mă că tremur din toate, tremură scaunul cu mine să-mi bat piciorul dacă nu tremură scaunul pe mine. Dar nu ai zis așa! Ai zis că ai 13 kill-uri să-mi bat piciorul și aveai 6 kill-uri. Nu mai am, deci eu sunt mort, efectiv, nu mai am... Sunt mort, îmi tremură inima mine, sunteți nebuni? Să-mi bat picioarele, dar v-am zis că trișează. Bă, ce bine, nu mai îmi bat picioarele, nu mai fac niciun challenge. Nu pe bune, bă, dar să moare dacă te optici acum, pe bune te optici. Lasă-mă, că de fiecare dată ai trișat, pe bune, dacă n-ai trișat. Dar n-am făcut nimic, am jucat, deci pe bune n-am făcut nimic. Cibi, era vorba că cine face buiac, nu că un meci atâta, eu așa. Nu, a fost vorba că facem competiție de kill-uri, care face mai multe kill-uri, ăla câștigă. Da, dar ai avut și avantaj, că eu n-am mai jucat de un an jumate. Nu contează, tu ai venit cu ideea, cu propunerea asta. Ai zis pe kill-uri, n-ai venit, n-ai zis, băi, care face win singur sau să jucăm meciuri separate sau nu. Amândoi un meci de duo, care face mai multe kill-uri, ăla câștigă. De... Și am stabilit că un singur meci. Nu știu, pe bune, chiar nu mi se pare corect. Dar ce am făcut de mi se pare corect? Ia zi. Nu știu, mi se părea corect. Dar vai? Mi se pare corect. Mai te ai și acolo, vezi că mi-am mânat mult, deci așa să nu te aud. Bro, aveam 7.000 de player. Eram înconjurat în gluri, era să mor de 10 ori. Gata, 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 gata. No, bun, băieți și fete, băi, din câte vedeți, am intrat pe contul Roxan, flăcărici, mă auzi? Te auzi, Gabi, te auzi. Roxan nu mai poate aici, de nerăbdare, vrea diamantele, hai. Cibi, 10.000 de diamante, hai, da, hai, hai. 10.000. Nu e mult, bă, flăcărici, așa ne-am stabilit, ce vrei acum? Dacă strategia bate talentul, o dai cu mine, e greu rău de toate. Cibi, dar Roxan are ofertă și trebuie să bag de 500 de lei. N-ai oferte? N-am deloc. Păi așa ne-am, acum dacă așa am vorbit flăcărit și... Eu propun ca lumea să vrea o revanșă și să vedem și partea a treia și ți-au dublu diamant înapoi. Deci scrieți toți în comentarii dacă vreți revanșa și o să facem să fie corect. Că n-a fost corect, că eu am jucat pe telefon după atâta timp. Eu cred că vorbești cam mult și Roxana nu mai are răbdare să vadă diamantele pe coi. Of, Gabi, hacky bag diamantele, dar rămâi dator pentru treaba asta. Nu, de ce? Că am fost corect, concursul e concurs. Nu e corect, deci ascultați-mă voi că n-a fost corect. Hai, flăcărici, că nu mai avem răbdare. Unde vrei să le sparg? Oho, aveți unde. Da, da, filmez clip când le sparg. Da. Gabi, au intrat? Au intrat, au intrat mai puțin, flăcărici. Cât? Gabi, dar am spus 10.000! Eu pe bune, deci fii atent, fii atent, deci îți trimit poza, aveam 500 și acum am 10.380, dar e bine, hai, lasă. Gabi, după ce că n-am avut nici bonus, deci eu nu mai vorbesc cu tine. Nu, e bine, e bine, rămâi dator cu 200-300 de diamante, dar e bine.
Bine, deci nu mi se pare corect. În fine, da. Ai zis 5 de diamante. Oricum vezi că spargem amândoi, deci să fie clar, amândoi spargem. Ia, ta, ce vreau să zic că ceva, Roxan, fii atent. N-am mai pe cont în viața mea. Deci vrei să mai fac clipuri de genul ăsta cu Flăcărici, nu? Da. Bun, facem. Data viitoare, Flăcărici, îmi bagi mie pe cont. Nu mai, Gabi, lasă că tu n-ai nevoie. Da! Nu ai nevoie. Mie unul, să fiu sincer, mi-a plăcut clipul de astăzi. Mai vreau să facem clipul de nu, nu o să mai facem plăcut. Doar dacă câștig eu, altfel nu mai, că tu trișezi de fiecare dată în clipurile tale. Bun, da, gata, așa. Nu trișez. E strategie, mă, Flăcărici. Da, bun, cam atât și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați acolo de mare like, un share și un subscribe. Și de asemenea, nu uitați că diamantele vor fi sparte duminica viitoare, când vom afla și câștigătorii, pentru că vor fi 4 câștigători de la concursul nostru cu cele 4.000 de diamante. Așa că, Flăcărici, mai vreți... Lasă-mă pe mine să iau eu final. Deci, după ce am băgat diamante, deci eu sunt foarte revoltat și vreau eu să spun finalul, da? Bine, ok, gata, liniște, așa, bun. Deci nu uitați că vă puteți înscrie și voi la concurs. Regulile sunt foarte simple. Follow la mine pe Instagram, follow la CibiGabi pe Instagram, le vedeți și pe ecran. O să alegem fiecare câte 2 câștigători. Mai multe o să vă anunțăm și pe Instagram sau la începutul acestui videoclip, dacă n-ați fost atenți. Mie trebuie să-mi dați screenshot că îl urmăriți pe Gabi, iar lui să-i dați screenshot că mă urmăriți pe mine. Cam atât am vrut și eu să vă spun aici. Toată lumea like-ul ăla nebun rău de tot. Deci gata, vă jucă acest videoclip. A fost CibiGabi, pa, 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 ceau!